O universitate din Marea Britanie a anulat Crăciunul și Paștele din cauza globalizării. Denumirile vacanțelor din preajma celor două sărbători creștine au fost modificate începând cu anul universitar următor pentru a oferi o atmosferă internațională, așa cum au denumit-o cei de la universitate. Mergem la corespondentul Antena 3 CNN în Londra, Mircea Maier, cel care are toate informațiile. Mircea, te ascultăm. Bun găsit, într-adevăr, Crăciunul și Paștele se pare că au fost anulate de o universitate de top din Marea Britanie în încercarea, spun ei, de a elimina terminologia creștină și de a deveni ceva mai internațional. Este vorba despre London School of Economics, LSE, o universitate de prestigiu din Londra, fondată în 1895. Aceasta este renumită pentru că este o instituție globală. În prezent, structura anului școlar de aici cuprinde vacanța de Crăciun, semestrul din timpul postului Crăciunului, vacanța de Paște, semestrul de vară și vacanța de vară. Însă universitatea este acum pregătită să elimine tradiția, așa cum s-a întâmplat de altfel la alte două universități renumite, la Cambridge și Oxford. Aceste noi denumiri folosesc o terminologie mai accesibilă și mai recunoscătoare pe scară largă și reflectă mai bine natura internațională a comunității noastre și a angajamentului nostru global, au anunțat reprezentanții instituțiilor. Începând de anul viitor, astfel, vacanța de Crăciun va fi redenumită vacanță de iarnă, iar vacanța de Paște va deveni simplu vacanță de primăvară. În schimb, există și critici față de această acțiune. De exemplu, Toby Young, secretarul general al Uniunii pentru Libertatea de Expresie, spune că dacă acesta ar fi un efort de a seculariza LSE, aș spune că înțeleg. Dar, în realitate, acest fapt arată că majoritatea universităților britanice sunt sub influența unui nou cult religios, spune el, numit Biserica Trezirii. Și alții lideri din Marea Britanie nu privesc cu ochi buni această schimbare. De exemplu, Simon Calvert de la Institutul Creștin spune de asemenea că avertizează de ani buni că creștinii sunt marginalizați, sunt scoși din viața publică, iar acest lucru care se întâmplă în universitățile din Marea Britanie susțin astfel de teze.